Numele meu este Romina Gingașu și am 30 de ani și m-am născut în Comuna Mănăstirea, județul Călăraș. Povestea mea a început de aici, din București. De fapt, tatăl meu a murit când eu aveam 11 ani și el 35, în urma unui atac cerebral. Și practic de acolo mi-am indus singură că trebuie să realizez ceva în viață și trebuie să ies cumva din societate, pentru că eu deja mă consideram o persoană diferită în societate. Eram monopaternă. Iar asta pentru mine nu era un avantaj. După ce a murit tata, cum spuneam, mama m-a trimis la liceu în București, am terminat Colegiul Național Gheorghe Șincai. Mi-am dorit foarte mult să fac facultatea de medicină și să fiu medic legist. Cam toate veștile cu care eu veneam la familia mea să le spun și să informez erau un șoc. Toată lumea era sub șoc. Doar că în ultimul an de liceu am realizat că situația financiară nu-mi permite să fac medicina, nu-mi permite să merg mai departe cu visul ăsta. Chiar. Și atunci, într-o zi, a venit un ofițer de la Academia Tehnică Militară și ne-a prezentat această instituție. Iar la această întâlnire au fost 10 elevi din Colegiul Național Gheorghe Șincai, dintre care am fost singura care a aplicat. Și astfel am intrat la Academia Tehnică Militară pe un post de civil, dar de acolo totul se schimbă și viața se schimbă. Romina, ajungem la Academie. Aș vrea să știu dacă te încearcă așa o nostalgie, o emoție când mergi pe aici, practic. Da, simt că trebuie să intru pe poarta aia, pentru că de fiecare dată când veneam aici, intram pe poartă. Aici sunt căminele. Eu dormeam undeva mai în spate, în altă clădire. Iar acolo este... acolo sunt listele și acolo m-am văzut admisă, practic. Acolo am început să plâng și acolo mi-am dat seama că viitorul meu se va schimba. Îmi vine să plâng. De ce? Pentru că mă aflu aici. A fost o parte din viața mea. Au fost mulți ani din viața mea și anii ăștia nu se uită și cred că a fost parte din destinul meu. M-am emoționat. Cu o copilărie grea într-o familie monoparentală, destinul avea să-i pregătească Rominei o surpriză de proporții. Iar de la fata săracă din Argeș, în câțiva ani ajungea una dintre cele mai cunoscute românce în întreaga lume. Însă drumul până la celebritate și succes a fost extrem de nevoios. Situația financiară acasă nu era extrem de bună, iar în anul 2 de facultate am primit un job. De fapt, eu l-am căutat jobul ăsta. E o persoană din aviație m-a recomandat unei companii din America și m-au informat că aterizează cu avionul privat în România o persoană foarte importantă, un client al lor foarte important american, și trebuie să mă ocup de serviciu VIP pentru acest avion privat. Puțini au știut că mă ocup cu asta, pentru că de fapt nimeni nu înțelegea ce fac. Da, și am mers mai departe până în ultimul an de academie. Ok, am repetat anul 3, n-a fost o problemă pentru mine. Am început să aplic pe LinkedIn. Și am aplicat și, surprinzător, am început să fiu contactată de toți angajatorii. Jobul ăsta de la Monte Carlo, nu știu, simțeam așa o sclipire când vedeam acolo că este un job pe o poziție de vânzări în Monte Carlo, chiar dacă eu până atunci nu făcusem vânzări. Am fost contactată în august, culmea, cu o zi înainte de ziua mea. Era planificat interviu la care m-am dus personal. Nu aveam situația financiară încât să-mi permit toate interviurile astea, să călătoresc, să merg. Dar la asta am simțit că trebuie să merg eu personal. Și m-a ajutat un prieten, căruia îi mulțumesc și astăzi că mi-a cumpărat biletul de avion și hotelul. Și mi-a zis, ok, mi dai tu, nicio problemă. Știi, pur și simplu aveam încredere în mine. Și am plecat la acest interviu și a doua zi de ziua mea am fost anunțată că am trecut interviu și... La 1 septembrie trebuie să mă prezint în birou. Practic aveam 2 săptămâni și ceva. Ajung acasă, îi spun mamei că uite, m-am mutat din țară, mi-am făcut bagajul, aveam 3 valize. Și mama zice, ok, oricum te întorci peste 2 săptămâni. Și zic, bine, de data asta vedem. Și nu m-am întors, sunt plecată de 7 ani. Iar lucrurile au evoluat au evoluat bine. A treia zi de muncă am fost trimisă pe aeroportul din Linate, unde ateriza Niki Lauda cu avionul lui privat, un Global. Tocmai de asta aveam cu el cumva o colaborare și făcea Global Tour în jurul Pământului cu Globalul său, cu avionul său, produsul nostru. Și m-am întâlnit cu Niki Lauda, iar a patra zi l-am cunoscut pe Piero. După ziua asta plină pe aeroport,
m-am trezit a doua zi și îmi beam cafeaua într-un colț, așteptam într-adevăr elicopterul ca să mergem către Monța și el în același timp aștepta și el și am văzut foarte multe persoane care încercau să facă poze cu el, care, mă rog, era o linie mare de, da, de fani. Știam cine e Piero Ferrari, dar nu știam cum arată. Da. Și m-am dus, i-am pus cartea de vizită și aveam scris aici pe șapcă Bombardier. Și zice, a, lucrez pentru o companie foarte interesantă, mulțumesc, și îmi dă și el cartea de vizită și ce Piero Ferrari. Atunci m-am emoționat și am spus că sunt deja un fan și că e o plăcere. Apoi, timp de 6 luni de zile am încercat să-i vând un avion. Chiar am încercat să-i fac un zbor demonstrativ. Da. Piero Ferrari se încadra foarte bine. Și am zis, ok, avem un Global, un avion mare în Milano, vi-l dau, efectiv vreau să vă ofer acest zbor demonstrativ, să încercați avionul. Și el m-a refuzat, ceea ce niciun client niciodată nu refuză un zbor gratis cu avion privat. Și asta m-a enervat și mai tare. Ok, și am încercat și mai mult invitații la toate convențiile, la unde mergeam și puteam să invit clienți, el era pe listă și tot refuza. Până la urmă, înainte de Sfântul Valentin, primesc un telefon de la el și îmi spune că îi pare foarte rău că m-a refuzat de atâtea ori și că nu este frumos din partea lui, dar vrea să mă invite la cină. Și de acolo a început povestea noastră în care ne-am cunoscut. El era separat de un an de zile, nu l-am divorțat eu, deci nu a divorțat din cauza mea. Era singur, eu eram singură, la fel, la Monte Carlo, extrem de singură, nu aveam prieteni, nu aveam iubit, nu aveam nimic. Romina is doing a fantastic job in Maranello. She loves Ferrari and from my side, happy anniversary to Romania. De-a lungul timpului, Romina a cunoscut oameni extrem de influenți și bogați, cu care a legat prietenii strânse. Printre ei se numără și Ion Țiriac, cel care i-a fost alături încă de la începuturile ei în domeniul aviației. Romina e o tânără româncă care a reușit superb în viață. În primul rând, având în vedere că ea a făcut această școală aviație, România, pe vremea între două, nu războaie belice, dar perioade belice ale României, e o carte de vizită oarecum. Faptul că dumnea ei a putut imediat să fie angajată de o firmă ca Bombardier, am terminat și spunem AAA și hai să mergem mai departe. Asta e Romina Gingașu. După care, în momentul în care dumneai a lucrat la Monte Carlo și spun dumneai, pentru că atât așa îi spun și lui Piero, tot dumnealui îi spun, n-am cum să-i spun altfel, a lucrat acolo în Monte Carlo, iar în momentul în care s-a căsătorit cu Piero Ferrari, a devenit o Ferrari. Eu o consider o femeie foarte inteligentă, o femeie care și-a făcut cu brațele ei singură viitorul, o femeie care este prezentă pe peste tot, am văzut-o și în poziția de soția lui Piero Ferrari. Deci este cineva care ar fi un mare exemplu pentru România. Eu sunt între spicuiri când sunt în România sau în Italia sau în Europa, foarte în contact cu amândoi, dar în special cu Romina, și sunt foarte mândru să fiu oarecum în carnetul ei de adrese ca prieten. Suntem în fabrică unde pot spune că lucrează foarte mulți români și sunt buni ingineri și buni mecanici, așa că sunt mândră de lucrul ăsta. Deci la mulți ani România din Ferrari și la mulți ani BTP.